Un meci greu, că echipă care an de an își propune să câștige trofee, dar pentru noi e cu atât mai important că jucăm împotriva lor. Trebuie să jucăm foarte bine, să ne dorim mai mult și să câștigăm. Chiar îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Da, așa s-ar spune, dar nu țin neapărat, vai, un meci special. Până la urmă, în fiecare meci e special în felul lui, că sunt trei puncte puse în joc. Asta e premiu, să spun așa. Acum că joc cu CFR Cluj, că am avut performanțe acolo foarte bune, alea le țin pentru mine. Ești un jucător cu foarte mare experiență. Cum vezi tu faptul că între repriza prima și a doua aveți așa o cădere și cu Oțelul și cu FC-ul Craiova și chiar și cu Dinamo? Da, nu știu, în ambele meciuri, adică, da, mă refer la cele care am condus, poate ne-am pus la adăpostul avantajului. Dar asta nu e o scuză. Chiar nu pot să-mi explic neapărat ce s-a întâmplat în timpul meciului. Am avut ce apăra, în primul rând, dar nu știu dacă există o explicație. Chiar nu știu. Ce-i drept, primele reprize le-am făcut foarte bine. Jocul a fost mai consistent. Repriza a doua n-am fost la fel de agresiv, n-am avut atitudinea corectă, să spun așa. Și chiar, nu știu, sper că la următoarele meciuri să fie altă atitudine și să nu mai fie discrepanța asta între prima repriză și a doua repriză. Da, tu îți explici că s-a repetat două, trei partide. Pe asta spuneam, na, în afară de meciul cu Dinamo, care a fost 0-0, celelalte două meciuri am fost la adăpostul golului care a fost 1-0. Și cu Oțelul și cu Craiova am avut 1-0. Chiar și cu Craiova, da, inexplicabil, să spun așa, am avut și om în plus din minutul, nu știu, vă 20 de minute, nu știu, din teren. Tu mai erai pe teren când ai dat la Craiova? Nu. Nu mai rezistai câteva? Da, nu cred că conta neapărat că eram eu pe teren. Bine, m-au, nu știu, am ieșit că m-au luat crampere sau ceva în genul. Dar nu contează că sunt eu, că e alt jucător, toți jucătorii de asta sunt la Poliaș. De asta. Nu durezi, ești fizic, Mihai, un meci între parte schimbați. Da, dacă vă aduceți aminte, am jucat joi seară la ora, bine, asta nu e o scuze, am jucat joi seară cu la ora 8 și pe aia am jucat la 3 cu Craiova. Și a fost diferență de temperatură, am jucat seara, după aia am jucat la ora 3. Cald, au fost 30 de grade și cred că se simte un pic și nu neapărat că nu pot eu duce un meci nou. Dar se întâmplă. Încă un egal ar fi un rezultat pozitiv cu CFR Cluj? Nu, 100% nu. După cele 3 egaluri, nu știu, în care noi am făcut o analiză, am făcut și pe imagine și pe tot și acum realizăm cât de importante erau punctele. Poate cu 4 puncte eram în altă parte a clasamentului, dar eu, sincer, vă spun, n-aș fi mulțumit cu un rezultat de egalitate. Că știu că echipa asta poate mai mult, pregătim ceva și putem câștiga cu orice echipă. Cum ți se pare CFR-ul din sezonul ăsta? Cu antrenor schimbat, cu mulți jucători schimbați față de perioada în care ai fost tu? Da, nu știu. Era altă echipă? Normal, au venit, cred că, mulți jucători, noi. Dacă a joc, cum ți se pare? O echipă puternică, drept dovadă și pe locul 2. Se bat acolo sus, dar eu cred că dacă avem atitudinea corectă și încredere, sunt sigur că putem câștiga. Sunteți prima deasupra linii la final de tur. Da. Așteptați să mai mult, e un loc bun, cum consider
Da, important învață să propui mai mult, dar nu tot timpul socotelile de acasă se potrivesc cu cele din târg, să spun așa. Dar, clar, se putea mai mult, oamenii au așteptări, chiar și noi vorbim în vestiar. Puteam aduna mai multe puncte, dar ar trebui să luăm, să învățăm din greșelile care le-am făcut și în următoarele meciuri să nu facem aceleași lucruri care ne-au adus în postura de a pierde puncte. Mai după meci cu Dinamo, parcă tu, dacă nu știu, îi transmiteai lui Leo să stea mai liniștit pe bancă. Da, bine, știți cum e starea asta de liniște, poate fi dată și de noi. Da, motive să stea mai liniștit. Păi asta am și spus atunci, dacă ați fost atent. Acum a luat din context doar ce vreți noastră, i-am spus. Noi trebuie să oferim starea antrenorului să fie calm și să dea indicații. Adică tot timpul indicații de încurajare, dar asta înseamnă ca noi să jucăm bine, să câștigăm și atunci nu cred că vor mai fi probleme de genul. Da. E o coincidență sau nu faptul că cele trei meciuri în care ați căzut în repriza a doua nu l-ați avut pe Leo de bancă? Da, azi, bine, acum... Cine poate ști? Da. Acum eu o să vorbesc doar așa ca să mă aflu în treabă. Exact. E ușor. Nu știu. Poate au fost meciuri când cu tot suportul Nea Leo n-am putut mai mult. Sau am putut și n-am avut șansă. Sau multe alte lucruri. Sunt situații de asta. Că nici noi nu jucăm singuri. Toată lumea are așteptări. Fiecare cum suntem noi ne pregătim un ciclu săptămânal și celelalte echipe se pregătesc și celelalte echipe ne studiază și cum de altfel facem și noi. Și nu jucăm singuri. Ama toată lumea spune, au venit jucători cu experiență, da, gata, ia și o să fie sus. Ușor, ușor, eu când am venit aici am spus. Lucrurile se fac în timp, nu chiar într-o lună, gata, batem din deget. Boliaș câștigă meci de meci. Nu știu, ca și în viață, lucrurile vin treptat, nu chiar, gata. Greșim, învățăm, într-un meci poți câștiga, într-un meci faci egal, într-un meci poți pierde. De asta lucrurile nu sunt așa simple. Da, na. De asta ne pregătim să jucăm. Că la finalul săptămânii noi avem examen în care trebuie să arătăm cum ne-am pregătit și pentru ce suntem plătiți contracte și toate lucrurile astea. Da, cu colegii care am avut o, să spun, care au stat mai mult cât am stat și eu acolo, da, mai vorbim. Dar acum, înainte de meci, nu cred că e cazul să ne sunăm, să ne fiecare cu treaba lui. Când intrăm pe teren, fiecare cu echipa lui, clar. După e altceva.